Doamnelor și domnilor, începe Starea Nației! Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Haideți, haideți, pe rând, pe rând, nu ne înghesuim. E loc pentru toată lumea. Cum? Să scol lista? Așa din prima? Nu, cu am, normal, cu am. Vreți să ajung la tribunal, Doamne ferește. Stați un pic, cu am, era pe aici, om. Nu, am pus-o. Asta e. Ia să vedem. Toată lumea pregătită? Da? Notăm? Nu, că se înregistrează. Asta este lista. Avem așa, atenție. Morcov castraveți, 10 ouă, piept de pui, brânză dulce, 2 cepe... Nu. Doamne, nu e asta, da? O am, jur, jur că o am, nu maniță. Unde? Să dea Dumnezeu să-mi pleznească ochii, să-mi se usuce mâna și să-mi putrezească inima. Doamne, Doamne, nu-mi vine să cred că se întâmplă așa ceva. Serios acum, pierdem timpul. Despre prostiile unora care vor să facă rău acestui post de televiziune cu orice preț, de parcă nu era de ajuns că îi provoacă daune serioase având o audiență sub canalele de desene animate. Deci despre prostiile astea vom vorbi mai târziu în emisiune. Când, atenție, voi prezenta și lista adevărată, desigur. Unde am pus-o, mă? Am intrat cu ea, vă jur, Doamne, m-am prăjit de tot, mă. O să ajung să trag un galoș de o sfoară pe stradă și o să cred că am ieșit să plimb câinele. Deci, ce făceam? Ah, da, emisiune. Bine ați venit la Starea Nației. Unde, mă, băi, am intrat cu lista aia, mă. Unde naiba o fi extraordinar?